46 de pasageri români și 10 de turci s-a cedat pe un autobuzist în apropierea de Delhi Bătrânul Bălcat în lovitul copac. Informațiile este că victimele provin din Europa, cele 3 persoane din Europa au fost rezolvate. Informația a fost confirmată de consulatul de România. Cele mai multe dintre acestea sunt însă forme ușoare care se rezolvă fără să necesite spitalizare. Peste 120.000 de turiști pe litoral în acest weekend. Gradul de ocupare se apropie de 100%, deși prețurile au atins plafonul maxim. Transport.